Amintesc celor care sunt antrenați în acest program de memorare a Scripturilor din copilărie că înaintea noastră stau primele 7 versete din 1 Petru 4. Le recapitulăm. 1 Petru 4, 1 la 7. Iarăși după masă, după terminarea serviciului, vom avea o adunare generală a bisericii. Rugăm pe toți membrii să rămână aici pentru această lucrare importantă. Biserica este consultată și se cere votul cu privire la recomandare pe care bordul de prezbiteri și comitetul bisericii o face. În unanimitate, cele două entități supun la votul bisericii și recomandă unirea bisericii Logos cu biserica Emanuel. Și în viziunea noastră, comitetul lor de 4 persoane se unește cu comitetul nostru, prezbiterii lor, cei doi, se unesc cu bordul de prezbiteri a bisericii noastre. Așa cum am spus, ei nu vin la noi cu pretenții, platformă, ci se raliază lucrării pe care noi o facem aici la Logos. Și încă o precizare, faptul că încă doi prezbiteri vin și activează în sânul bisericii noastre nu periclitează niciun fel șansa celor care sunt pe lista noastră pentru ordinare ca prezbiteri sau diacon ca să fie promovați în biserica noastră. Noi credem vorbele Domnului Iisus Hristos, mare secerișul, puțini sunt lucrătorii. O biserică are nevoie de mulți lucrători dedicați și noi pregătim prin cursul BTCP, care va fi reluat în curând, pe următorii lucrători ai bisericii care vor fi ordinați și vor fi lansați sau antrenați în această lucrare pretențioasă de păstorire a bisericii. Acum aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu din Roman, capitolul 8. Ne ridicăm. Și vom citi primele 4 versete, Romani 8, de la 1 la 4. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Amin. Odată mântuit, credinciosul intră în procesul sfințirii. Mântuirea se obține prin declarația de neprienire pe care Dumnezeu o proferează în cazul fiecărui păcătos care renunță la meritele sale și își pune încrederea în Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cel neprihănit va trăi prin credință, spune apostolul Pavel la începutul epistolei către Romani și îl citează pe profetul Habacuc. Am spus că în capitolul 1 apostolul Pavel spune cel neprihănit prin credință va trăi. În acest capitol prim, autorul Pavel proclamă Evanghelia lui Hristos prin care Dumnezeu mântuiește pe orice om care crede. Cum ajung oamenii mântuiți? În Scriptură Dumnezeu îl prezintă pe Fiul Său care a fost răstignit pentru păcatele noastre. Și celor care dau atenție Evangheliei, Dumnezeu le îndreaptă privirea credinței spre Domnul Iisus și pe baza credinței îi declară neprihăniți sau justificați. Și după ce îi declară neprihăniți, Dumnezeu îi sfințește. Și justificarea și sfințirea sunt datorate Domnului Iisus și sunt lucrarea lui Dumnezeu în noi. Bine, care e diferența dintre justificare și sfințire? Justificarea este actul prin care neprihănirea lui Hristos sau perfecțiunea lui ne este imputată, devine legala noastră. Sfințirea este procesul prin care neprihănirea lui Hristos ne este infuzată, devine practic a noastră. Mântuire nu înseamnă doar scăpare de plata păcatului, ci înseamnă și scăpare de practica și de puterea păcatului. Procesul prin care scăpăm de puterea și practica păcatului se numește sfințire. Cunoști pe credincioși adevărați după acest semnalment. Ei doresc să trăiască în sfințenie. Toți creștinii adevărați iubesc sfințenia și doresc sfințirea. De la justificare la sfințire însă este o cale ce trebuie parcursă, o cale pe care unii creștini nu o cunosc, deoarece nu citesc scripturile,
și nu cer ca Duhul lui Dumnezeu să ilumineze. Epistola către Romani ne arată amănunțit această cale a sfințirii. Trei capitole sunt dedicate acestei secțiuni importante a sfințirii, capitolul 6, 7 și 8. Și acum să recapitulăm ce se întâmplă cu cei mântuiți după ce au fost declarați neprihăniți de Dumnezeu. După ce au primit neprihănirea prin credință, au primit un dar, copiii lui Dumnezeu se bucură de o relație nouă pe care au dobândit-o cu Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu. Așa ni se spune la începutul capitolului 5. Și ce minunată este pacea cu Dumnezeu. Dar intervine o situație șocantă. Nu după multă vreme observăm cu stupoare că păcatul încă are putere în viața noastră. N-a dispărut. Acum să precizăm ceva. La convertire, multe păcate au fost eliminate imediat din viața noastră. De exemplu, unul care a iubit alcoolul. Dacă cere Domnul Iisus Hristos să-l mântuiască și să-l scape de această problemă, în momentul când își pune încrederea în Domnul Iisus, este eliberat imediat de puterea înrobitoare a alcoolului. Oricare ar fi patimile ce înlănțe și încovoaie pe oameni. Știți că înainte de a fi declarat neprihăniți, oamenii trăiesc în păcat. Fiecare robul păcatului care este stăpânit. Ei, atunci când oamenii vin la Domnul Iisus și cer mântuirea și eliberare de păcate, aceste păcate nu sunt o problemă pentru Domnul. Când credinciosul sau păcătosul vine și cere mântuirea și cere eliberarea de cele păcate, Dumnezeu rupe legăturile și elimină puterea celor păcate. Am văzut minunea asta de atâtea ori. Mă aduc aminte de un tânăr care a venit la mine acasă mulți ani în urmă și după ce am prezentat Evanghelia, mi-a spus: frate Daniel, știu toate lucrurile astea și eu m-am născut în familie de pocăiți, părinții mi-au explicat, eu am citit Scripturile, știu. Nu sunt în stare să trăiesc după cum cere Biblia și nici nu mai încerc. Nu mai sunt interesat, pentru că îmi dau seama că eu nu sunt în stare. Și am spus: de ce nu spui Domnului ceea ce mi-ai spus mie? Bă, da, spun. Și ne-am plecat pe genunchi și am spus: Doamne, eu sunt un mare păcătos, sunt robit de păcate, am încercat să mă scap de ele și nu pot. Tu ești Mântuitorul. Vrei să mă scap tu? Și mulțumesc că ai ascultat rugăciunea asta care am făcut-o. Ne-am sculat după genunchi. Și după aceea mi-a spus, când a ieșit afară, a băgat mâna în buzunar, a scos pachetul de țigări și l-a aruncat și a fost liber. Când a ajuns acasă, a luat discurile cu muzică rock la care asculta tot timpul, era robit de această muzică. Le-a rupt în două, l-a aruncat. A spus: Doamne, mulțumesc că sunt liber. Când ne întoarcem la Domnul și cerem să ne mântuiască și să ne scape de robia păcatului, El acționează și ne arată puterea Lui eliberatoare. Dar în viața noastră sunt mult mai multe păcate decât cele pe care noi le-am conștientizat că ne-au robit. Păcate pe care nici nu le-am luat în seamă înainte de a veni la Domnul. După convertire, ele ies la suprafață și încep să ne facă viața mizerabilă, deoarece acum știm că sunt păcate și deși luptăm împotriva lor, nu reușim să le eliminăm. Avem, de exemplu, păcate manifestate în domeniul vorbirii. Unii vorbesc cu maliție, alții fără rost. Alții au probleme cu temperament, iritarea, mânia, iuțimea. Alții păcate pe care nici le-au conștientizat, mândria, lăcomia. Ce face credinciosul cu aceste păcate? Luptă împotriva lor, dorește sfințirea, dorește eliminarea lor din trăire. Dar această luptă este sortită de multe ori eșecului, atâta vreme cât cel mântuit nu cunoaște calea spre sfințenie. Este meritul acestei epistole către Romani să ne arate calea sfințirii în secțiunea intitulată Sanctificare, capitolele 6, 7 și 8. Și acum, în capitolul 6, tema este liber de sub dominația păcatului. Și în acest capitol învățăm și înțelegem că am murit cu Hristos și am înviat cu Hristos. Am murit față de păcat și am înviat la o viață nouă cu Domnul nostru. Puterea de drept a păcatului acum este ruptă de deasupra noastră. Și îndemnul acestui capitol 6 este foarte clar: să ne socotim morți față de păcat. Să nu mai dăm în stăpânirea păcatului mădularele noastre, ci să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu și să-i dăm mădularele noastre ca unelte ale neprihănirii. Să ne considerăm vii în Hristos, vii pentru neprihănire. Și acum vreau să te întreb, tu crezi ce scrie în Roman 6? Știi că ai murit împreună cu Hristos și ai înviat la o viață nouă? Faci zilnic ceea ce spune apostolul aici, să dai mădularele tale Domnului. Fiecare dată să spui: Doamne Iisuse, pentru că m-ai mântuit, trupul meu îți aparține ție și mădularele mele vreau să le folosești în slujba neprihănirii, să nu fie date în slujba păcatului. Vei spune: fac lucrul acesta
și nu experimentezi progres prea mare în sfințire. Trecem mai departe. Urmează capitolul 7. Dacă îl citești cu atenție, poți să evaluezi și să constați care e relația ta cu legea. O greșeală a multor ucenici ai Domnului este că nu și-au clarificat relația cu legea. Știți că în Galate au venit niște oameni de la Ierusalim și au spus: ați crezut voi în Hristos? Și bine, dar acum trebuie să vă supuneți legii. Trebuie să observăm că cei mai mulți oameni nu înțeleg relația ce avem cu legea lui Dumnezeu, cu cele 10 porunci, de exemplu, particular. Știți care este concepția multora din lume? Că Dumnezeu ne-a dat legea, cele 10 porunci, pentru a ne arăta calea spre mântuire. Și cei care subscriu la această concepție au impresia că în cazul ei se străduiesc și păzesc legea, vor fi în final mântuiți. Dacă am învățat ceva din primele capitole din Romani, am învățat că în niciun caz legea nu ne poate ajuta în procesul mântuirii. Pavel spune, s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu cum? Fără lege, fără contribuția legii. Mântuirea prin credință, nu-i prin faptele legii. E interesat de observat faptul că cei mai mulți oameni care se numesc creștini nu au adoptat concepția că mântuirea e prin credință. Asta e concepția biblică. Ci stau cu prejudecata lor că mântuirea e obținută cumva prin eforturile omului, prin păzirea legii lui Dumnezeu. Concepție străină de Scriptură. Acum, că cei din lume care nu cunosc adevărul Dumnezeu au o relație greșită cu legea, este de înțeles. Ceea ce este de neînțeles este faptul că și creștinii autentici au o concepție greșită cu privire la relația noastră cu legea. Mulți ucenici ai Domnului cred că noi rămânem cu legea și sub tutela ei, străduindu-ne să atingem sfințirea. Acești oameni cred că legea este calea spre sfințire. Și acum, dacă nu e calea spre mântuire, atunci precis e calea spre sfințire, spun unii. Ori Scriptura ne face atenți că păcatul nu mai are stăpânire asupra noastră, deoarece nu suntem sub lege, ci sub har. Vedeți? Legea solicită efortul uman, merit uman. Și cei care rămân cu legea după convertire și consideră că sfințirea este rezultatul efortului personal, aceia ajung într-o înfundătură. De fapt, ei se plasează din nou sub tirania legii. Tema capitolului 7 este liber de tirania legii. 6, liber de puterea păcatului. 7, liber de tirania legii. Și acum, în capitolul 6, apostolul a spus: păcatul nu va mai domni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Capitolul 6 a preluat această teză și a arătat că legea lui Dumnezeu are valabilitate permanentă. Capitolul 7 spune lucrul ăsta. Mai mult se precizează că noi suntem căsătoriți cu legea. Legea este un bărbat foarte pretențios, cere să facem, să fim perfecți, să nu greșim, să facem și ar să facem. Și nu ne oferă niciun ajutor. Și dacă nu facem ceea ce cere legea, ne condamnă, ne osândește. Și apostolul Pavel spune că de sub această tiranie nu scăpăm decât dacă noi murim. Că legea nu moare niciodată. Și mi arată că cei ce-L avem pe Domnul Iisus ca Mântuitor, cei care n-am rămas în Adam sub condamnare, și l-am luat pe Domnul Iisus ca reprezentantul nostru. Aceștia, noi am murit față de lege. Cu Hristos am murit nu doar față de păcat, ci și față de lege. Și astfel, din moment ce am murit față de lege, putem să fim una cu Hristos. Viața Lui devine acum viața noastră. Și ăsta e secretul sfințirii. Aceasta e sfințenia. Viața lui Iisus în noi, sfințenia Lui, care ne este acum infuzată. Prin justificare, neprihănirea Lui ne-a fost imputată, a fost pusă în contul nostru, prin sfințire, neprihănirea Lui ne este infuzată, devine caracteristica vieții noastre, devine parte a vieții noastre. Să ne gândim puțin. Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus, ne-a izbăvit de condamnare adusă de păcate, și asta prin justificare. Apoi, prin sfințire, Dumnezeu ne izbăvește de puterea și de practica păcatului și ne oferă sfințenia, care îl caracterizează pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Ce impresionant! Noi, păcătoși, stricați, depravați, corupți, ajungem declarați neprihăniți și făcuți neprihăniți prin sfințire. Numai prin sfințire ajungem în prezența lui Dumnezeu. Știți versetul din Evrei 12? Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În planul salvării noastre, Dumnezeu a prevăzut nu doar justificarea noastră, ci a inclus și sfințirea noastră.
toate bune pe hârtie, vei spune. În partea a doua, capitolul 7, am văzut o dramă foarte tristă. Acolo este descris un om care se luptă cu o realitate ce îl face mizerabil. Vrea, își propune să facă binele și nu-i capabil să înfăptuiască binele pe care și l-a propus. Binele rămâne irealizabil. Vrea să biruie păcatul. Și culmea, e biruit de păcat. Nu vrea să-l facă, dar e neputincios, e rob vândut păcatului. Și paragraful acesta clarifică vreo câteva problematici legate de procesul sfințirii. Cine este acel om înfrânt, neputincios, mizerabil din Roman 7, care strigă, o, nenorocitul de mine? Știți cine? Sunt eu. Ești tu. Suntem noi. Cei care am fost declarați neprihăniți de către Domnul Iisus și care nu am înțeles un lucru major, că sfințenia este de asemenea lucrarea lui Dumnezeu în noi, nu e lucrarea noastră. După ce m-am întors la Domnul și am mărturisit credința mea și prin botez, am fost sigur că spunem, Doamne Iisuse, acum uită-te la mine, o să trăiesc acum după voia ta. Dau tot efortul. Și am ajuns la eșec lamentabil. Să pun o întrebare. Numai justificarea este opera Domnului noi. Sfințirea nu e opera Lui, e opera noastră? Omul din mizerabil din Roman 7 este creștinul care vrea să trăiască în sfințenie, înțelege necesitatea ei, dar face greșeala să se angajeze în această întreprindere prin propriile lui puteri sub lege. El crede că sfințenia se atinge prin ascultare de anumite reguli, prin observarea cerințelor legii. Iată cine e nenorocitul din Romani 7. Creștinul care apelează la lege, la reguli și se străduiește prin forțele proprii să împlinească cerințele legii. Rezultatul? Eșec total. Așa constată acest om adus la disperare, care își aruncă mâinile în sus și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte care mă ține rob vândut păcatului? El descoperă în sfârșit inabilitatea lui de a atinge sfințenia. Nu e în stare să facă binele și nici măcar să învingă răul. Și acum, în acest monolog cu sine, omul din Roman 7 mai descoperă ceva. Spune el, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Și descoperirea asta îl duce la disperare. Și acum vreau să te întreb, tu cum te raportezi la lege? Câtă vreme privești la lege ca fiind calea spre sfințire și vrei să ajungi la sfințire prin eforturile tale, vei experimenta eșecul acesta descris în Roman 7. Vei recolta în fire, înfrângere după înfrângere, cădere după cădere, catastrofă după catastrofă, până când vei striga sincer, o, nenorocitul de mine. Ai strigat așa? Dacă n-ai strigat, o să ajungi să strigi. Dacă ești al Domnului Iisus Hristos. Să observăm că în momentul acestui strigă disperat, omul din Roman 7 este gata să accepte calea stabilită de Dumnezeu pentru sfințire. E înregistrat aici strigătul neputinței. E o recunoaștere personală, nenorocitul de mine. Și observată acum orientare în afara lui. Cine mă va izbăvi? Până aici s-a uitat la sine, ca fiind izbăvitorul de puterea păcatului și realizatorul sfințeniei. Acum își îndreaptă atenția în afara lui spre Domnul Iisus Hristos. Și de aici încolo apar descoperiri la fel de importante, ca și primele două, sunt incapabil să fac binele, nimic bun nu locuiește în mine. Descoperiri care acum aduc în sus, care scot din disperare. O descoperire care e relevantă, din moment ce eu vreau să înving rău și să fac binele, atunci când rău se impune în viața mea, înseamnă că nu sunt eu ce face lucrul acesta, e firea veche și eu nu mai vreau să mă identific cu ea. Eu sunt o făptură nouă în Domnul Iisus Hristos. Iată adevărata mea identitate. Și nenorocitul din Roman 7 mai descoperă ceva. Că există victoria asupra păcatului și există capacitatea de a face binele. Dar sfințenia este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Nici de cum nu este lucrarea noastră. Nu-i lucrarea legii în mine și în tine, ci este lucrarea Duhului Sfânt. Am spus că vom vorbi de relația cu legea și de rolul ei în viața creștinului. Relația? Noi am murit față de lege.
rolul legii. Știți care este rolul legii în trăire și în sfințire? Rolul legii este să ne arate din nou neputința noastră și să ne îndrepte privirea spre Domnul Iisus. Calea spre sfințenie este asigurată de prezența Duhului lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus l-a pus să locuiască în noi. Aceasta este marea idee introdusă de Apostolul Pavel în Romani 8. În Romani 7, legea este pomenită de 31 de ori. În primele 21 de versete ale capitolului 8, Duhul Sfânt este pomenit de 19 ori. Contrastul mare zugrăvit aici de Apostolul Pavel este între neputința legii și puterea Duhului Sfânt. În capitolul 7, să înțelegem că Duhul Sfânt înlocuiește legea. Unii creștini nu știu lucrul ăsta. În capitolul 7, cel care vorbește acolo constată că toată starea lui mizerabilă se datorește faptului că, spune el, păcatul locuiește în mine. Da, păcatul locuiește în firea noastră pământească. De fapt, este identic cu firea noastră pământească. Păcatul care locuiește în noi în mod natural este explicația că noi acționează legea păcatului și a morții. Dar în capitolul 8 ni se spune că Duhul lui Hristos locuiește în noi. E vorba de noi cei mântuiți prin credință. Și legea Duhului de viață în Hristos ne eliberează de legea păcatului și a morții. Două legi care acționează în cei mântuiți. Datorită faptului că suntem într-un trup al păcatului, în noi acționează legea păcatului și a morții. Dar în momentul mântuirii noastre apare în noi o lege superioară, legea Duhului de viață, care ne eliberează de legea păcatului și a morții. Cu toții cunoașteți efectul legii gravitației. Datorită acestei legi, niciun om nu se poate dezlipi de pământ să meargă în sus, indiferent cât încearcă. Legea gravitației. Singura posibilitate să învingă ponderabilitatea este ca o forță mai puternică decât gravitația să acționeze asupra lui. Te pui într-un avion, de exemplu, și avionul învinge legea gravitației, deoarece este o forță care acționează asupra avionului și îl propulsează în înălțime departe de suprafața Pământului. Și acum, legea Duhului de viață în Hristos Iisus este mai puternică decât legea păcatului și a morții. Și datorită Duhului de viață, noi putem experimenta și vom experimenta sfințirea. Capitolul 8 ne descrie în toată frumusețea această lucrare de sfințire ce o face Duhul lui Dumnezeu în noi. Cum începe acest capitol? Începe cu o afirmație mare, extrem de importantă. Acum, dar, nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Acum, dar, este expresia ce duce la concluzia logică tot ceea ce a fost spus înainte. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos, pentru că păcatul a fost condamnat în Hristos Iisus. Și versetul 2 ne arată ce survine legic după aceasta. Legea Duhului de viață în Hristos, care a început să acționeze în mine acum, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și versetul acesta vorbește de izbăvire. Vorbește despre eliberarea de sub puterea legii păcatului. Vedeți? Cel mântuit nu are doar mântuirea de plata păcatului, ci are și asigurarea mântuirii de puterea păcatului. Ambele binecuvântări ne sunt asigurate deoarece suntem în Hristos. În Romani 8 ne este descrisă viața de libertate făcută posibilă, făcută actuală prin Duhul lui Dumnezeu. Viața de libertate a creștinului. Să privim la această eliberare mai îndeaproape. De ce anume am fost eliberați prin Duhul? Cum tu spune, de legea păcatului și a morții. Cei care nu vor să renunțe la lege în teologia lor ne spun că legea păcatului și a morții de care vorbește Apostolul Pavel aici nu-i legea lui Moise, nu-i legea lui Dumnezeu, nu-i Tora. Dar contextul arată tocmai acest lucru, că legea lui Dumnezeu prin care unii încearcă să ajungă la sfințenie este legea păcatului și a morții. Tot capitolul 7 vorbește despre lege. Pavel arată că legea nu-i păcătoasă, dar legea expune păcatul și atâță provoacă păcatul noi. De aceea este numită legea păcatului. La fel, legea nu este o realitate a morții, dar produce moartea. Versetul 13, atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum, dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujește de aceeași poruncă. E vorba de lege, poruncă. Deci Apostolul Pavel combină cele două lucruri, cele două caracteristici ale legii. Atâță păcatul,
și oferă moartea ca pedeapsă. Deci este legea păcatului și a morții. Apoi apostolul afirmă că în Hristos noi suntem eliberați de această lege. Versetul 6 din capitolul 7, dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, este Duhul lui Dumnezeu și nu după vechea slovă a legii. Ce înseamnă această afirmație? Noi nu mai suntem sub lege. Noi am încetat să privim la lege ca mijloc de mântuire sau ca mijloc de sfințire. Noi nu credem că legea ne mântuiește. Și de asemenea, nu credem că legea este calea spre sfințire. Apostolul Pavel a trecut prin această experiență a eliberării de legea păcatului și a morții. În Romani 8:2, el pune informația la persoana întâi singular și zice, în adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit pe mine de legea păcatului și a morții. Aceasta este singura dată în Romani 8, când e folosită expresia la persoana întâi singular. Apostolul Pavel a experimentat oroarea din Romani 7 și acum prin Duhul Sfânt, acea experiență umilitoare care l-a dus la disperare a luat sfârșit. Apostolul a experimentat eliberarea. De ce anume a fost eliberat? De legea păcatului și a morții. Dragul meu, nu fă greșeala să privești la lege ca un mijloc spre sfințire. Niciodată nu vei putea trăi în sfințenie prin observarea cerințelor legii. Nu vei face altceva decât să ai regrete la nesfârșit. Ori să emigrezi în tabăra fariseilor, care își închipuie că ei împlinesc legea și trăiesc după voia lui Dumnezeu și sunt mândri de realizările lor, deși nu sunt altceva decât morminte văruite. Am elucidat prima problematică. De ce anume am fost eliberați? De legea păcatului și a morții. Care este mijlocul prin care am fost eliberați? Apostolul Pavel identifică sau numește realitatea prin care am fost eliberați. Legea Duhului de viață în Hristos. O lege mă eliberează de cealaltă lege. Și aici un mare adevăr. O lege, legea lui Moise, nu poate să mă aducă decât păcat și moarte. O altă lege, legea Duhului de viață în Hristos, mă eliberează de legea păcatului și a morții. Această lege a Duhului de viață acționează doar în cei care sunt mântuiți, adică sunt născuți din nou. Deci o lege învinge o altă lege. Textul nu spune că legea Duhului de viață a anulat sau a desființat legea păcatului și a morții, ci spune că ne-a eliberat de acea lege. Și am arătat că legea gravitației atrage corpurile și de aceea corpurile cad, experimentează căderea. Dar legea mișcării face, acolo unde este viață, face inoperativă legea gravitației și aia e învinsă. Legea gravitației rămâne o realitate, dar este inoperativă atâta vreme cât există mișcarea unui corp în viață care poate să învingă gravitația. Și acum, câtă vreme trăim prin Duhul, prin legea Duhului de viață, atâta vreme legea păcatului și a morții este învinsă. Am fost eliberați. Bine, cum a avut loc această eliberare? Vedeți, Dumnezeu a făcut ceea ce legea nu putea face. Așa spune versetul 3. Ce așa? Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Legea nu putea mântui și nici nu putea sfinți. De ce? Din pricina firii noastre pământești. Și aici apare o notă la subsol, explicând acest termen tradus prin firea pământească. Este carnea în limba greacă. Cornelescu a preferat să-l traducă cu firea pământească. În traducerile englezești vedeți flesh, the flesh. Ok? Este firea noastră păcătoasă. Și acum, ce este această carne sau fire pământească? Este natura noastră afectată de păcat. Ei bine, firea pământească oprește legea să aducă rezultate pozitive, să dea viață și sfințire. Și ceea ce legea n-a putut face, a făcut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i limitat ca legea, nu-i limitat de firea noastră pământească. Ce a făcut Dumnezeu? Observați că scrie aici. A trimis pe Fiul. Prin El ne-a oferit harul. Legea ne-a venit prin Moise, dar prin Fiul ne-a venit harul, care este opusul legii. Și acum, cum a folosit Dumnezeu pe Fiul care a dus harul ca să ne ofere ceea ce legea nu era în stare? Zice că Fiul a fost trimis într-o fire
asemănătoare cu cea a păcatului. Fiul n-a venit într-un trup asemănător cu al omului, ci a venit în trup uman real. Dar n-a venit într-un trup păcătos, ci într-o fire sau natură asemănătoare cu a păcatului. Și ce înseamnă această expresie? A fost ca noi, om real, dar fără păcat. A fost om cu o natură umană similară cu a noastră, cu o singură deosebire. Natura lui umană n-a fost coruptă de păcat. Și că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul din pricina păcatului. Și expresia aceasta înseamnă că El a venit cu scopul să fie o jertfă pentru păcatul nostru. El a venit să plătească prețul păcatului nostru. De aceea a venit în trup uman. Jertfa Lui a oferit ispășire și eliberare. Și în jertfa Lui și prin jertfa Lui, Domnul Iisus a osândit păcatul, spune Apostolul Pavel. L-a osândit păcatul la El acasă, în firea pământească. Acum, pentru că păcatul a fost condamnat în Hristos, nu mai există condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Și ultimă considerație din acest paragraf, atât de important. Apostolul face o precizare prin care arată modul cum a avut loc această eliberare. Versetul 4, zice așa. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Prin Hristos, cerințele legii au fost și sunt împlinite în noi, pentru noi și în folosul nostru. Să observăm că porunca legii sau cerința legii este pusă la singular, pentru că legea știți că e unitară. Nu? Ai încălcat o prevedere, ești vinovat de toată legea. Și Pavel spune, porunca legii sau cerința legii n-a fost dată la o parte de Dumnezeu, ci a fost împlinită. Și acum, cel care a împlinit cerința legii sau legea este Domnul nostru Iisus Hristos. Slăviți să-i fie numele. Matei 5:17, Domnul a spus, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, să cobor standardele lui Dumnezeu, nici pomeneală. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. A împlinit El cerința legii. Dar cuvântul spune că această cerință a legii a fost împlinită în noi, în folosul nostru, în beneficiul nostru. N-a fost împlinită de către noi, ci împlinită de altcineva în noi. Și acel altcineva este Domnul Iisus Hristos. Înțelegem? Orice om care vrea să trăiască în sfințenie, să împlinească el cerințele legii, nu va putea niciodată. Orice om care vine la Domnul Iisus Hristos spune, Doamne, Tu în mine fă lucrarea, acela va ajunge la sfințire. Și acum, scopul întrupării și al ispășirii a fost să fim duși la sfințenie. Știți că în Efeseni, capitolul 1, versetul 4, zice că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim, și primul lucru care spune ca să fim sfinți. Nu zice ca să fim iertați. Ca să fim sfinți, ăsta e scopul lui Dumnezeu cu noi. Scopul venirii Domnului Iisus n-a fost doar să ne ducă la mântuire, la iertare, să ne scape de pedeapsă, ci să ne ducă la sfințire. Și de aceea trebuie să privim sfințirea cu aceeași seriozitate cum privim mântuirea. Sfințenia este împlinirea legii și această cerință a fost împlinită de Domnul Iisus. Și fiindcă în Hristos noi am devenit sau devenim ca și Hristos prin Duhul Sfânt, avem posibilitatea să trăim în sfințenie. Năzuința Duhului din Romani 8:6. Știți că scrie acolo de năzuința Duhului. Care e năzuința Duhului sau idealul Duhului? Ce în versetul 29. Că pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și hotărât să fie, cum? Asemenea chipului Fiului Său. Năzuința Duhului este să devenim ca și Fiul. Și El, Duhul Sfânt în noi, produce sfințirea și ne face asemenea Fiului Dumnezeu. Capitolul 8 din Romani arată această trăire sau umblare prin Duhul. Și în viitor vom intra în amănuntele extrem de frumoase ale acestui capitol, care arată cum umblăm prin Duhul după ce am luat viață prin Duhul. Dragii mei, să dăm slavă lui Dumnezeu, că nu mai este nicio condamnare pentru noi care suntem în Hristos. Să dăm slavă lui Dumnezeu că legea Duhului de viață ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Putem să trăim în sfințenie. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt care locuiește în noi și care realizează sfințenia după voia lui Dumnezeu. Amin. Amin.